Tendințele pentru vestimentația de plajă se schimbă de la sezon la sezon, dar nu întotdeauna ceea ce e în vogă neapărat ni se potrivește și nouă. Cum alegem costumul de baie în funcție de tipul siluetei și al vârstei, dar și care e modalitatea corectă de a le îngriji, în așa fel încât să ne prindă bine și în sezonul următor, aflăm de la designerul Cătălina Osipov. Cătălina, salut! Bună! Cătălina, în primul rând, tendințele într-adevăr se schimbă atât de mult de la o vară la alta sau e doar dorința unei femei de a-și reînnoi garderoba estivală? Eu cred că ambele au loc aici să fie adevărate și dorința femeilor, sigur, dar de unde se mai au și tendințele dacă nu din dorința femeilor, nu? Așa, în acest sezon, ce e în vogă? Ca și în fiecare sezon, de fapt, sunt în vogă culorile stridente, culorile aprinse, doar variază nuanțele lor, adică la cât de aprinse sunt ele. Dacă 2 ani în urmă au fost mai mult în vogă nuanțele neon, ții minte, chiar a fost o perioadă că pe plajă... Roz, verde. Da, un verde... Te usturau ochii pe plajă? Îl vedeai de departe, mai ales dacă mai intra în contract cu soarele, asta era ceva destul de aprins. Acum sunt culorile mai pământești, dar la fel de stridente. Adică dacă să optăm pentru o culoare aprinsă, atunci optăm pentru o culoare reală, care o găsim și în natură. Naturală. Da. Dacă e să vorbim despre forme, ce forme sunt la modă în acest sezon? A fost și o vară, dacă nu greșesc eu, acum câțiva ani, când a fost în vogă costumele de baie croșetate. Dar ziceai că toți au tăiat de la bunica batistele și le-au luat și le-au îmbrăcat. În acest an văd că lipsesc cu desăvârșire. Totuși avem aceeași formă de chilot brazilian, deci cu poponeața deschisă. Da. Și avem, de fapt, sutienii destul de minimaliști, așa, fără să acopere o mare suprafață. Nu mai sunt topurile alea voluminoase și... Ai dreptate. O piesă unică nu mai e la modă. Piesele unice, de fapt, ele, știi, nici nu se încadrează în trenduri. Ele sunt o necesitate, hai să spunem așa, totuși piesele unice au fost inventate pentru bazine, da? Pentru antrenamentele în bazin, pentru perioada când deja suntem bronzate, adică ele sunt un pic mai capricioase în a le purta pe plajă. De aia nu putem spune că ele iese din modă sau sunt în modă, adică în careva an. Ele mereu persistă și, practic, fiecare a doua femeie are un costum de baie întreg. Doar că ce ține de formele lor, ce ține de vogă, chiloțul brazilian, de fapt, este în vogă mereu. Dar de ce? Pentru că se potrivește practic la orice siluetă. El dar și permite să se bronzeze o suprafață mai mare din corp, că noi femeile vrem să rămână nicio dungă nicăieri. E ok, brazilianul încă nu este maximalul care permite a fi bronzat acasă. La capitolul ăsta văd acum un alt model care tot mai e în vogă în ultimii ani. Este vorba de chilotul foarte subțire îngust care și cu bretele care poate fi legat, care poate fi și drapat, adică, ca să înțelegeți, eu o să vă arăt pentru că voi asta ați văzut pe Instagram, dar nu cred că ați decide în viața reală să portați, nici eu. Deci, iată așa arată. Deci ei pot fi drapați maximal, pandică. Adică, da. Și da. În spate e la fel. Ideea este că ei se leagă și respectiv îi poți lega deasupra bazinului, astfel încât să deschizi coapsa de tot. Da. Ăștia toți sunt foarte populari. Acum, ce ține la fel, iată, de forme, sunt foarte controversate pentru că sunt în vogă acești chiloței și chiloței cu talie înaltă. Deci, ca la bunica. Da. Știam eu. Dintr-o extremă în alta. Pentru că totuși chiloțelul cu talie înaltă mulți ani au fost înaintați ca trend, fiindcă totuși avem foarte multe mămici care au careva cicatrice pe burtică și vor să le acopere. Și eu consider ca fiind un trend foarte bun, pentru că nu toți putem accepta body pozitivismul ăsta și să ne permite să purtăm, iată, astfel de chiloței cu toate minusurile și plusurile noastre. Cătălina, dacă să vorbim despre stofe, pentru că aici avem câteva, deci cel puțin două feluri de stofe. Asta care este o stofă tipică de costum de baie. Da. Nu știu cum îi zice, Biflex. Dar asta e un fel de tricotaj. Tricotaj, da. Dacă până acum eu eram foarte sceptică, apropo, am 5 ani de când fac costumele de baie în fiecare sezon, eram foarte sceptică ce ține de stofe, pentru că foloseam doar biflexul și absolut deloc asta. Nu acceptam. Da. Doar ăsta, care e de tip knitted, de fapt toate cunoaștem care este biflexul. Este costum
costumul de baie clasic care îl găsim oriunde. De ce? Pentru că el este alcătuit din anumite fibre care nu-și pierde elasticitatea în apă, iar asta este foarte important. Dar stiliștii, deci inventatorii de stofă, să-i numesc, înaintează și alte tipuri de stofă, mai ales tricotajul, și el este în vogă, de fapt, 3 ani la sigur. Eu abia anul ăsta am avut curajul să-l folosesc și deja și să-l testez, da, se poartă foarte bine, adică el nu se extinde în timp mai mult ca biflexul, cât poate să-și piardă din elasticitate dacă nu este confecționat corect, anume la intrare în apă. Deci, cum mai râd unii, să nu pierdem chiloții în bazin, știi? Exact. Apropo, dacă tot vorbim de calitatea stofei, trebuie să ținem neapărat cont și de îngrijirea corectă a unui costum de baie, că elasticitatea în timp, ceea ce vorbeam cu tine și înainte de emisie, da, se pierde și din cauza îngrijirii greșite. Câteva trucuri și sfaturi cum să păstrăm și să îngrijim corect costumul de baie. Deci, ce ține de elasticitate, anume a stofei, recomandarea mea cea mai principală, de fapt, ar fi să-l spălați de fiecare dată după ce ieșiți din bazin. În mașina de spălat? Nu, manual, sigur că clătit manual. Doar? Clătit doar, cu apă simplă. Eu cred că costumele de baie nici nu au nevoie de detergenți adăugător. Dacă lenjeria are nevoie de un detergent delicat, atunci costumele de baie e necesar doar să le clătim bine sub apă abundent. La fel și din mare și mai ales din bazine, pentru că avem clorul care distruge și elasticile dinăuntru și cu care sunt prelucrate și elastanul din stofă. Asta sunt una din cele mai principale ce ține de elasticitate și haideți că ne întâlnim toți cu pierderea culorii, nu? Da. Dar de ce? Mergem la odihnă, i-am clătit și i-am pus la balcon să usuce, da? Sub logic. Soarele cel mai mare. Dar noi ne gândim, dacă noi stăm cu el toată ziua la soare, păi de ce, păi să, de nu ce mai să nu punem pun și aici? Pic, da? Da, doar că hai să luăm și în considerație că noi stăm toată ziua, dar noi intrăm în mare, ieșim în mare, deci practic el mereu este ud și el se evaporă din el apa. Iar atunci când noi îl extindem la balcon să se usuce, iese și apa și mai iese și din culoare după aia din el. Deci să nu-l expunem direct la razele solare, să ne străduim așa, să-l uscăm un pic, după aia să-l luăm în număr sau în casă. Deci să nu se decoloreze toate culorile deci, astea. Deci, fără raze directe ale soarelui. Da, da, da. Cătălina, ce e în voga anul acesta la capitolul purtat pe deasupra costumului pelerinele de baie? Pentru că există diferite chestii. O perioadă lungă au fost în vogă baticurile alea pe care le legai aici, da, sau improvizai cum să le legi. După care au apărut un fel de, nici nu știu cum să le zic, rochii din astea total transparente sau chiar din plasă, care se, da, îmbrăcau și nu înțelegeai pentru ce. Au fost tare faine, pentru poze. Exact, de fapt sunt o chestie pentru, da, Instagram. În acest an ce e la modă? În acest an sunt foarte la modă rochițele brodate, hai să spun, de genul ie. Uh-huh. Iată ceva în stilistica asta, adică au o stilistică tare, finuță, de gen rochiță care se drapează la talie, adică cel mai important la pelerină să fie ușor de îmbrăcat, adică totuși este o piesă care noi o folosim destul de des, da, la odihnă și să fie ușor de îmbrăcat și ușor de dezbrăcat. Culorile deschise, chiar dacă multe fete optează pentru culoarea neagră, eu chiar nu recomand. Luați o culoare cât mai deschisă, chiar același alb, ivory sau un roz pal, da, fiindcă ele ne mai apără și de razele solare atunci când deja avem un bronz prea definit, de exemplu ne ardem, și el chiar ne protejează de la razele solare. La fel, plasele astea care spui tu, da, eu le mai spun plase de pescuit, știi, că chiar aduc ca plase de pescuit. Exact. Rochițele astea, ele sunt încă în vogă. Și dacă să ne abatem un pic aproape pelerină și deja parte din costum de baie, acum sunt de gen fustițe din aceeași stofă ca costumul care de baie. Care se leagă, nu? Sau se leagă sau chiar se încheie în față, așa. Deci sunt așa niște fustițe mini care acoperă o porțiune din funduleț. Deci la fel este așa. Deci la discreția fiecărui important este să-și aleagă costumul care avantajează silueta, da, silueta și nu să dezavantajeze, da, da, și să aibă grijă de ele corect ca să fie păstrate mult. Sigur. Cătălina, îți mulțumim mult pentru sfaturi prețioase și eu mă mut la buburuzele astea. Cred că și voi ați înțeles că printurile simpatice și așa dulci în acest an sunt la modă. Cătălina Osipova a fost alături de noi, designer, și v-a spus cum să aveți grijă în primul rând de obiectele voastre astfel încât să le păstrați mai mult timp.